زبان من شرف آمد. Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în acea zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a fi la curent de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Mic disclaimer în legătură cu abonarea. Știu că mi-au scris câteva persoane, te urmărim cu drag, abia așteptăm să postezi și așa mai departe, doar că nu ne-am abonat, deoarece nu dorim să plătim. Abonarea este strict gratuită. Este gratuită și va rămâne gratuită, indiferent la ce număr de urmăritori voi ajunge. În altă ordine de idei. Dacă sunteți din urmăritorii mei vechi, ce revin de fiecare dată aici pe canalul meu, mă înclin să rămână mult, știți că mie îmi place să fiu prima, încerc din răsputeri, să fiu prima de pe YouTube-ul Mioritic când apare ceva nou. Și după cum deja ați bine observat din titlu, avem una bucată colet venit fix din Dubai. Da. Latafa Hamra Kafha. Da, că dimineața am umblat un pic la Google Translate să vedem cum se pronunță totuși, să pronunț corect. Deci noul parfum de la Latafa, și anume Hamra Kafha, este aici. Da. Este aici, mulțumită unei tipe frumoasă din toate punctele de vedere. Vă las contul ei de Instagram aici, veți avea link și în bara de descrieri, și anume vorbim aici despre Dora. Dacă voi sunteți membri ai grupului de Facebook Parfumaniacs, posibil o știți de acolo deja. Dora este acea femeie frumoasă din toate punctele de vedere și nu sunt perfect straight, da? O femeie de succes, o româncuță de-a noastră, stabilită din ce am observat eu, că nu am întrebat, că nu sunt genul să descos pe nimeni, în Dubai. Dora, în afara faptului că este o femeie frumoasă, este și o femeie de afaceri. Este genul acela de lady boss din toate punctele de vedere. Dacă sunteți membri din nou ai grupului Parfumaniacs, știți că ea are deja câteva parfumuri. Eu când filmez acest videoclip, astăzi este joi de dimineață, o să fac tot posibilul, vedem dacă îl putem încărca, era să spun încurca, tot astăzi pe YouTube. Fix astăzi ea își lansează un nou parfum. Vom vorbi și despre parfumurile Dorei, pentru că a fost mega drăguță și mi-a trimis câteva decanturi, câteva mostre. Însă, să vedem ce e aici. Bun, una bucată. Și decanturi. Vorbim pe rând despre fiecare în parte. Din nou, dacă mă urmăriți, știți că eu sunt fiartă pe Hamra. Da, îmi place foarte, foarte, foarte mult. Și dacă cei de la Latafa au venit cu... Vedem dacă este parfum de sine stătător sau flanker, rămâne de văzut. Dacă cei de la Latafa au venit cu noul Hamra, am zis de ce nu. Hai, tati, vino la mine. Este fix aceeași cutie, precum la Hamra Classic, da? La prima variantă, doar că este în nuanțe de maro. Aveți aici stickerul care vă atestă originalitatea.
detaliile aici și pam pam, fix aceeași prezentare precum a clasicului Hamra. Da. Doar că sticluța este cu maro în partea de jos. Este fix, fix, fix aceeași sticluță, doar că aici, dacă observați, este o nuanță de maro. Bun, bun. Deci nu mai am răbdare. Nu mai am răbdare. Notele pentru acest Hamra Kafa le-am notat de pe site-ul cerurilor de la Latafa. Și îi spun așa, că în vârf ar avea ghimbir, scorțișoară și cardamom. Note de mijloc, praline, fructe confiate, flori albe, iar în bază cafea arabica, boabe tonka, mosc, benzoin și vanilie. Fără nicio altă... Da, aceeași poveste ca la vechiul Hamra. Capacul nu-l puteți deschide așa, trebuie să răsuciți un pic. Da. Deci partea cu capacul n-au remediat-o, dar nu stăm noi în drum de un capac. Haideți să vedem ce ne spune. Același atomizor. Este cea mai șmecheră deschidere. Deschiderea nu are nici cea mai mică treabă cu Hamra Classic. Hamra original, nici nu știu cum se spune. O să-i spun Hamra. Pentru că, da, se simte din plin cardamomul acela pe care deja știți și v-am zăpăcit că eu îl ador. Are și o atingere de ghimbir, nu vă așteptați la prea mult ghimbir. După nasul meu, deschiderea se axează mai degrabă pe o combinație scorțișoară-cardamom, da? Deci este genul de deschidere fresh spicy. Începe să se îndulcească, da? Se resimt pralinele, este fix aceea senzație de pralină pe care mie personal mi-o lasă Hamra, prima variantă. Cafeaua, da, cafeaua. Cafeaua de aici nu este genul acela de cafea, nu este cafeaua din Coffee Addict de la Teodoro Scalotinis. Este mai degrabă o cafea caramelicioasă. Da, fructe confiate, da. Are o tentă de fructe dulci. Tonka, da. Și vanilie, însă revenim la cafea. Cafeaua de aici e genul acela de cafea caramelicioasă, genul acela de cafea de la Starbucks, nici de cum cafeaua aceea izbitoare din Your Drugged, da? De la Emir. Vi las aici și pe acela. Nu este genul acela de cafea turcească, cum îi spun eu, mega condimentată. Nu. Este o cafea caramelicioasă, o cafea cu vanilie, cu... Da, tenta aceea de fructe confiate se simte tare, tare bine. Are o tentă dulce. Este genul acela de cafea ușor de plăcut, ca să mă exprim altfel. Începe scorțișoara să devină din ce în ce mai proeminentă. Cum să vă spun eu? Genul de cafea caramelicioasă cu miere. Nu are listată nota de miere, dar mie senzația aceasta mi-o lasă. Și de ce mă duce fix cu gândul la cafeaua aceea cu miere? Pentru că câteva din cele ce mă urmăriți, cu care îmi permit mai multe chestii să vorbesc, știți că eu ador cafeaua cu miere. Este fix cafeaua mea de dimineață, cu miere, dar fără să adaug lapte în ea. Da?
momentan nu îl percep la fel, la fel de dulce precum este hamra. Are dulceață în el, însă dulceața aceea este contrabalansată de nota de cafea. O cafea, în opinia mea, ce nu are acel iz sintetic, nu are nici acel iz sharp, este o cafea bine făcută, ca să mă exprim așa. Dar, cum să zic eu? Haideți, vă zugrăvesc altă imagine. Este ca și cum ai purta hamra original și ai merge la Starbucks, da? Și ai comanda o cafea cu caramel, cu miere, cu nebunii, cu ceva cardamom presărat în deschidere. Pentru că în momentul de față nu se mai resimte absolut deloc, da? În momentul de față este strict acea cafea caramelicioasă, cu tonka, cu vanilie, da, știu, nu există așa ceva, dar să vă faceți o idee. Este acea cafea dulce, ușor de plăcut, da? Nu e cafeaua aceea izbitoare, nu este cafeaua aceea brută, nu este nici cafeaua proaspăt măcinată, ci este acea cafea preparată caramelicioasă și dulce. Și este ca și cum ai purta hamra și ai merge la Starbucks și ai servi această cafea pe care tot încerc eu să vă descriu de zor aici. Pur și simplu aroma parfumului tău, da, hamra, se împletește, se îmbină de minune cu cafeaua aceasta. În opinia mea este mai degrabă un flanker pentru hamra, deoarece are ADN-ul de hamra. ADN-ul de hamra este în continuare prezent aici, doar că la un prim nas, la o primă testare, am senzația că nu este la fel de dulce precum hamra. Este o idee mai slab în dulceață, fix din pricina notei de cafea. Dar este foarte fain, jur, da? Oricum, parfumul este achitat din banii mei, deci nu, Dora are propria sa linie de parfumuri, nu are nicio treabă cu Latafa, dar îl ador, din start. Și pentru doamnele mele, pentru domnii mei ce mă urmăresc, dacă iubiți hamra original, ăsta trebuie să-l aveți. Clar trebuie să-l aveți. Dacă iubiți hamra original, cu siguranță veți iubi și acest parfum. Momentan nu este disponibil în România. V-am spus, mă repet, veți avea link în bara de descriere către contul de Instagram al Dorei și îi scrieți ei, puteți lua legătura cu ea dacă vi-l doriți în viața voastră și în sufletul vostru. Da, a meritat. A meritat și așteptarea, a meritat și fiecare leuț, a meritat absolut tot, da. Pentru mine, clar, este unul din favorite și este genul acela, bine, eu una personal nu pot purta hamra vara, da, ca o paranteză. Hamra Kaffa merge în aceea zonă, da? L-aș vedea purtat de la începutul toamnei până la jumatea, finalul primăverii. Depinde cum stați voi la capitolul parfumuri bold. Pentru că da, e genul de parfum exact cum este hamra original, da? Genul acela de bestie. Da, chiar este. Îl mai lăsăm puțin să vedem cum se va mai dezvolta pe piele. Și vom trece la parfumurile Dorei. Ea mi-a trimis mie trei decanturi, Asra, Daluh și Najah, Najah fiind cel mai nou dintre ele. Vom începe cu Asra, era să spun altceva. Vă las aici să vedeți prezentarea acestui parfum. Iar notele pentru Asra sunt note de vârf, lămâie, bergamotă,
Mijloc, rom, neroli, salvie, iar în bază paciuli, benzoin, mosc, vanilie și lemn uscat. Și acestea le voi testa tot pe piele, pentru că la final vreau să revenim. Îmi place. Deci asta îmi place. Lămâie, bergamotă în deschidere. Are tenta fresh, logic, dar nu vă gândiți la fresh-ul acela de vară. Nu este parfumul acela clasic fresh de vară. Clar nu. Știți, din nou, dacă mă urmăriți, că eu sunt cu neroli. Acesta are neroli în notele de mijloc, combinat cu rom și salvie. Combinația aceasta îmi place. Deci chiar îmi place. Ori este foarte puțin neroli aici, ori treaba asta, triada asta, rom, neroli și salvie, îi dă altceva, altă... L-aș vedea un parfum unisex, habar n-am cum l-a marketat Dora, dar după cum miroase, este genul de aromă ce ar putea fi purtată cu succes și de către un domn. Începe să se îndulcească benzoinul, paciulii din bază. Nu vă gândiți la o aromă Middle Eastern. În primul și în primul rând. Nu are absolut nimic Middle Eastern acest Asra în el. Nu-l pot nici asemăna cu alt parfum din ce am testat sau din ceea ce am până în momentul de față. Și este genul acela de aromă foarte elegantă. Foarte elegantă cu... Cum să spun eu? Nu ușor clasică. Mă feresc de termenul ușor clasic ca voi să nu înțelegeți că ar avea ceva vintage. Este genul acela de aromă ușor de plăcut. Dar foarte fain lucrat. Deci foarte fain lucrat. Eu până acum am văzut parfumurile Dorei. La un moment dat știu că am vrut să comand unul și s-a întâmplat să plecăm de urgență în Turcia. Am lăsat totul pe pauză, însă chiar, nu știu, Asra îmi place. Chiar îmi place. Bun, îl mai lăsăm și pe acesta puțin și nu știu cât puteți să vedeți voi, însă pielea a rămas ușor uleioasă. De unde tragem concluzia că acest parfum are și performanțe? Are ceva ulei, o concentrație mai mare de ulei. Dar foarte, foarte fain. Foarte fain. Următorul este Daluh. Din nou, vă las aici prezentarea și pentru acel parfum. Iar Daluh are așa. Note de vârf, ghimbir, grapefruit, bergamotă. Note de mijloc, salvie, rozmarin, mușcată. Iar în bază, labdanum, ambră și ambroxan. Haideți să vedem ce ne spune și acest Daluh. Doamne, de... Nu știu, Asra ăla îmi place ca mult. Ia să vedem. Uai, de viața mea și de sufletul meu! Vai, cât e de șmecher! Dora, ce-mi faci? Vai de mine! O aromă din start... Unisex, din nou unisex. Ghimbir, grapefruit, bergamotă cu ceva tentă dulceagă. Nu vă gândiți la, din nou, nu vă gândiți la fresh-ul acela de vară. Nu vă gândiți la, da, la fresh-ul clasic de vară, nu. Mușcata, da. Din acest videoclip, nu știu dacă l-ați urmărit, mie nota de mușcată îmi trezește ceva amintiri și, da, părul meu.
Îmi trezește ceva amintiri, însă depinde foarte, foarte mult cum este lucrată. Nu îmi place orice combinație de mușcată în parfumuri. Dar ce este aici este divin. Este divin. Începe să se încălzească, începe să se îndulcească. Ambră, da, ambroxanul din nou, v-am mai povestit eu în alte videoclipuri. Treaba cu ambroxanul depinde de la nas la nas, de la simț la simț. Există persoane ce sunt anosmice la ambroxan sau există persoane ce îl resimt din plin. Având ambroxan în bază, tind să cred, oricum și aici, da? Sunt destul de uleioasă. Tind să cred că este un parfum cu performanțe, da? Destul de ridicate. Dar foarte fain. E genul acela de parfum, nu este dulcele acela copleșitor, însă nu este nici în latura fresh, da? Este pur și simplu undeva pe linia de mijloc. Are deci îmi place de mor. Și Asra s-a îndulcit și are o ușoară atingere Middle Eastern, însă nu vă gândiți la ud, șofran sau este ceva acolo ușor Middle Eastern. Daluh nu. Daluh este pe linia lui. Da. Cred că vor mai intra niște parfumuri în colecția mea, dar vedem. Ultimul, dar nu cel din urmă, Najah, este cel ce fix astăzi îl lansează. Dacă reușesc să vă las aici prezentarea, da, o să fac tot posibilul. Najah, în vârf are coniac, în mijloc scorțișoară, boabe, tonka, stejar, iar în bază pralină, vanilie și lemn de santal. După note e clar genul meu, dar să vedem și cum miroase. Este un parfum în zona Angel's Share, da? Are treaba aceea, da? E neam cu Angel's Share, cum spun eu. Însă, nu este Angel's Share-ul acela cu foarte mult rom, da? Știți că mie nu-mi place Angel Share original. Da, din nou, dați cu pietre mine, nu-mi place. Angel Share original pentru mine are aerul acela, cu scuzele de rigoare, de bodegă. Najah este perfect echilibrat. Este perfect echilibrat. Ce îi lipsește... Este în familia Angel's Share și oarecum nu este, da? Este ca și cum ai lua Angel's Share, ai tempera romul din el, ai scoate tenta aceea de plăcintă cu mere și ai adăuga multe praline. Este oarecum ADN de Angel's Share cu un twist, dar este super șmecher. Adică chestia asta să scoți tenta de plăcintă de mere și să adaugi extra praline, ca să mă exprim așa, mi se pare că îl face să fie altfel. Din nou, lemnul de santal. Este... Acel buzi, acel parfum buzi cu multe praline și este ca și cum nu. Facem altă imagine. Ești un domn sau o doamnă pentru că este genul de aromă total unisex, foarte, foarte elegantă, foarte elegant. Îți servești un pahar cu coniac alături. Ai o farfurie cu multe praline, iar undeva în fundal ai un singur bețișor
Da. Ai un singur bețișor parfumat din acela de lemn de santal, da? Aprins. Are o ușoară tentă afumată, cel puțin pe pielea mea. E genul acela de parfum misterios, sexy, senzual, categoric. Genul de parfum de seară sau de ocazii speciale. Nu știu, simt că această aromă are nevoie de un moment special pentru a putea fi purtată. Dar este foarte fain, foarte fain. Treaba asta cu ADN de Angel's Share și să-i scoți plăcinta de mere și să adaugi extra praline acolo, îmi place foarte mult. Sincer, îmi place. Bun. Luăm o mică pauză, adică eu voi lua o mică pauză, beau puțină apă, mai spălăm un pic simțul olfactiv și revenim cu ultima tură, da? Ultimul nas. Bun. Hamra Kafa. Da, s-a îndulcit foarte mult, da, foarte mult. Duce în dulceața Hamra. Duce în dulceața Hamra, cafeaua este aceea, a rămas aceeași cafea dulce, caramelicioasă, delicioasă, savuroasă și așa mai departe, însă este un pic mai temperată. Și este acel Hamra fără acea multă scorțișoară, da? În momentul de față nu mai resimt scorțișoara aceea in your face. În momentul de față l-aș cataloga în zona parfumurilor gurmande. Este dulce, este acea cafea delicioasă. Nimic Middle Eastern în opinia mea. Cafea delicioasă. Haideți să încerc să vă fac o altă paralelă. Am spus din start, nu vă gândiți la Coffee Addict de la Theodoros Kalotinis, iar acum continui și vă spun, nu vă gândiți nici la Eternal Coffee de la Emir. Nu. În Eternal Coffee de la Emir, pentru mine și pentru nasul meu, cafeaua aceea este la fel de dulce, caramelicioasă, precum aceasta din Hamra Kafa, însă Eternal Coffee este genul, în opinia mea și în ceea ce privește felul în care resimt eu, este genul acela, cum v-am mai spus eu și în videoclip, de cafea frappé mai degrabă, da? Are un subton rece, are ceva rece în el. Hamra Kafa, nu. Hamra Kafa este acea cafea caldă, acea cafea aburindă, cu caramel și cu miere, pentru că da, eu resim miere în continuare. Dar e divin. De ce divin? Și în continuare, precum este și Hamra, în opinia mea, este genul de parfum total unisex. Performanțe, vedeți și voi, abia l-am deschis, habar n-am, oricum voi reveni cu el. Însă, având acel ADN de Hamra original, tind să cred că are aceleași performanțe. Dacă este un safe blind buy, deoarece momentan în România nu este absolut nicăieri, în opinia mea, da, doar dacă iubiți Hambra prima variantă și nota de cafea. Da, dacă vă place cafeaua în parfumerie și iubiți Hambra, cu siguranță este un safe blind buy. Revenim la parfumurile Dorei, Astra. Da, Astra s-a îndulcit extrem, extrem de mult. Ori benzoinul din bază, ce mai avea? Patchouli, benzoin, mosc, vanilie și lemn uscat. Da, e genul acela de parfum cald, e genul acela de parfum care pur și simplu ai impresia că te învăluie. Genul de parfum cozy, dar cozy cu un subton sexy în el. Mai devreme v-am spus că am resimțit o atingere Middle Eastern. Nu știu ce s-a întâmplat pentru că acum nu resimt nimic Middle Eastern. Da.
Deci chiar nu resimt nimic. Nu. Și este, în opinia mea, în continuare, un parfum total unisex. Total unisex. Ce nu v-am spus? În momentul în care am pulverizat fiecare din mostre, la primul puf, ați văzut, nu am lăsat suficient de mult și am și băgat nasul, cum zic eu. Nu se resimte iz de alcool. Deci nu este izul acela de alcool întâlnit în alte parfumuri. Clar nu. Da. Este. Tot încerc să leg cu ceva anume, însă nu pot. Are ceva din dulceața Rare Passion de la Afnan? Însă nu merge pe acea linie. Are decât dulceața aceea, da? Are ceva dulce în el. Dar este divin. Divin, mie clar îmi place. Mie personal îmi place. Face parte din parfumurile pe pătrățica mea. Următorul este Daluh. Și luam pe Najah, dar nu mai contează. Daluh. Ia să vedem. Deci, de cât timp vorbesc eu și pielea, da, uitați că se vede. Încă este uleioasă. Nu știu, dar o să o întreb pe Dora cam ce concentrație de ulei are în ele, pentru că mie știți că mi se întâmplă treaba aceasta strict cu parfumurile Ahmed al Maghribi, parfumuri ce au peste 35% concentrație de uleiuri, exact precum cele de la Casa Amouage. Dora, nu știu cât ulei ai pus tu aici, dar e bine ce ai făcut. Vai de mine. Daluh este. Nici nu știu cum să-l cataloghez. Este genul acela de aromă fresh, dulce, da? Extrem, extrem mușcata de aici. Deci resimt din plin mușcata de aici. Este extrem de bine lucrată, extrem de bine lucrată. Labdanum ce-l îndulcește, ambra la fel. Cred că am nevoie de Daluh în viața mea. Cred. Deci nu se poate. Najah. Da. Najah îl văd ca aceeași combinație, da? Multe, multe, multe praline cu un pahar de rom bun alături. Cam asta este Najah. Da, are similitudini, este neam cu Angel's Share. În continuare mențin punctul de vedere. Este un văr mai îndepărtat, deoarece în continuare nu are izul acela de plăcințică cu mere. Nu, aici vorbim de praline și rom. Eu asta resimt din plin. Preferatul meu, dacă m-ați întrebat pe mine la primul nas, oricum voi consuma aceste mostre cu siguranță, dar pentru mine Daluh are ceva aparte. Deci Daluh mă fascinează. Daluh e super, super fain. Super fain. Încă o dată. Profilul de Instagram al Dorei, veți avea link în bara de descrieri, și o să vă las și pagina de Instagram strict cu și despre parfumurile ei. Am înțeles că tot astăzi își va deschide și website-ul. Când o să aflu mai multe detalii, vă voi lăsa în comentarii. Voi pinui acel comentariu cu linkul către site. Cam atât pentru astăzi. Nu mai aveam răbdare de azi de dimineață. PS de azi de dimineață. Adriana, îți trebuie. Îți trebuie. Mami, crede-mă că îți trebuie. Îți trebuie. Îți trebuie. Pentru că fix acum dimineață, înainte să dau drumul la filmare, în timp ce mă rimelam și eu ca fata să nu vă oripilez, dar oricum v-am oripilat cu părul în toate direcțiile, chiar vorbeam cu Adriana mea și hai deschide, hai că sunt curioasă, hai, da, Adriana.
Este hamra direct pe care îl știi tu, la care îi adăugăm o cafeluță delicioasă. Vă aștept cu nerăbdare în secțiunea comentarii. Dacă nu v-ați abonat până acum, aș fi recunoscătoare dacă ați face acest lucru. Este absolut total gratuit. Și până data viitoare, care va fi un nou unboxing, vă pup, vă îmbrățișez și merg să mănânc pufuleți, deoarece parabitii s-au terminat banii. V-am pupat!